Să ne răspundă. Îl așteaptă o expoziție foarte importantă imediat la București, dar despre aceasta, despre începutul de toamnă întâmpinat cu nouă prezență, Mihai Teodor Olteanu. Timișoara este orașul pe care și de vreau și de n-aș mai vrea îl iubesc mai mult decât orice alt oraș din lumea asta, de pe pământul acesta. Pentru că Timișoara mi-a dat cele mai mari bucurii, atât pe plan spiritual, cât și ca suflet, într-o veșnică căutare, într-o veșnică depășire, într-o veșnică fugă spre acea zi care nu e ultima, care poate fi ultima, dar care întotdeauna e cea mai frumoasă, ziua de mâine. Ziua de mâine îți aduce întotdeauna tot ceea ce dorești, pentru că mâinele acesta l-ai pregătit atât de mult și n-ai uitat de el niciodată. Această expoziție, spuneam că este ca de obicei un excurs printre nuanțele și culorile lumii. Sunt lucrări noi,
pregătite pentru a întâmpina toamna timișoreană. Aceste lucrări vor pleca și la București? Nu, asta e expoziție pentru aici. Lucrările de la București, de la Teatrul Notara, sunt pregătite anume pentru Teatrul Notara. Acolo se întâmplă deschiderea stagiunii cu un mare actor și cu un actor drag nou, Ion Haiduc, Cucu Haiduc, care de 25 de ani a părăsit Timișoara din dragoste. Din dragoste poți și să pleci, poți și să mori, poți și să te întorci. El a plecat ca să rămână. A plecat ca să rămână un mare actor și pentru că nu i-a fost teamă de celebritate, dar i-a fost teamă să fie provincial. Și așa că la Notara, anul acesta, debutul stagiunii va fi oarecum dublu artistic. Pe de o parte teatral și pe de o parte pictural. O invitație onorantă pentru Timișoara. Bucuria va fi împărțită, dar bucuria va fi dublată sau triplată. Ucu are la toate spectacolele deja 300 de bilete vândute. Deci gândiți-vă ce înseamnă și pentru mine ca 300 de iubitori de teatru să devină instant 300 de iubitori de pictură. Iar dacă mă vor prețui, dacă îmi vor iubi tablourile și în teatru, și eu și Ucu vom fi mai fericiți. Mulțumim foarte mult și tot așa să o ții. Cât mai multe expoziții, cât mai multă culoare dăruită celor din jur, pentru că tu ești un om care artistic dăruiești. Urmează după Notara, cu siguranță nu pot să spun încă datele, două expoziții care vor marca un an aniversar al Timișoarei, al Timișoarei cele albe, al Timișoarei cele de acum 25 de ani, al Timișoarei care a făcut istorie în toată lumea, al Timișoarei care nouă ne-a dat și ne-a redat nu doar viața, nu doar libertatea, ci și iubirea pentru eternitate. Mihai Teodor Olteanu.